Proiectul de buget va fi dezbătut și aprobat în ședința de luni a Consiliului Local Pitești. Primarul Tudor Pendiuc a anunțat că bugetul din acest an al Piteștiului este cel mai mare din ultimii 23 de ani. Cei drept, valoarea bugetului a crescut în principal datorită banilor obținuți prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Bugetul Piteștiului pe anul 2013 este de 403 milioane lei, din care 168 de milioane de lei sunt alocate pentru investiții, mare parte din fonduri provenind din resurse europene pentru proiecte care au fost elaborate cu mai mulți ani în urmă, dar care acum sunt implementate. Primarul Tudor Pendiuc spune că bugetul de anul acesta aduce și alte beneficii în afară de investițiile de mare anvergură. În primul rând că rezolvă problemele respective pentru care le-am accesat, că ele creează locuri de muncă, creează un aport al nostru la, așa, mic, cum este la PIB, PIB-ul României, dar avem și o altă direcție, care, iată, se dovedește foarte importantă acum, și anume puncte în plus la dezvoltarea durabilă, puncte în plus la regionalizare. Sunt puncte în plus, sunt beneficii, iată, și pe planuri la care nu ne-am fi gândit în urmă cu ani de zile. În acest an, pe banii europeni, jumătate din Pitești va fi reamenajat și modernizat, iar podurile peste râul Argeș și râul Doamnei vor fi consolidate și modernizate.